Răzvan, felicitări pentru această victorie superbă. A fost o victorie muncită, o victorie dificilă, însă 3 puncte sunt 3 puncte. Cum ai trăit această partidă din teren? Bună seara, mulțumim. A fost o victorie muncită, cum ai spus tu, 3 puncte foarte importante. Pe personal pentru mine a fost greu, am revenit după o pauză de 6 luni fără meciuri și mă bucur că am reușit să duc un meci întreg, să-mi ajute echipa și e important că am câștigat acest meci. Asta vreau să te întreb, cu cât timp ai aflat înainte că vei juca titular? Cu 2-3 zile mi-a spus mister că se bazează pe mine, am spus că sunt tac, abia aștept și sper că m-am descurcat destul de bine și să fac destul de bine de acum înainte, din ce în ce mai bine. Cum a fost revenirea direct pe Giulești într-o asemenea atmosferă? A fost stadionul plin. Cum ți s-a părut atmosfera și cât de tare v-a împins publicul pentru această victorie? Suporterii sunt senzaționali, vreau să le mulțumesc pe această cale. I-am mai simțit doar așa din tribună sau de pe banca de rezerve, dar din teren sunt chiar lângă noi, sunt parcă sunt al 12, al 13, o grămadă de jucători lângă noi și ne împing de la spate într-un mod incredibil. Chiar am simțit asta pe pielea mea și vreau să le mulțumesc încă o dată. Moldova a fost imperial și astăzi ne-a scos pe final. După aceea greșeală din meciul trecut, astăzi s-a revanșat cu vârf și îndesat. Da, se întâmplă oricărui jucător. Moldova e un portar foarte, foarte bun și și-a dovedit valoarea și în această seară. Îi mulțumim că ne-a salvat la ultima fază. Urmează o deplasare grea la Sfântul Gheorghe cu Sepsi peste o săptămână. Cum vezi partida asta cu Covăsneni? Da, știm că Sepsi este o echipă bună care ne-a reprezentat România în Europa. Mergem acolo să câștigăm și să venim cu cele 3 puncte, cu gândul la victorie. În acest infern, noi spuneam mai de mult că e greu să ia cineva puncte, s-a dovedit și astăzi. E greu să și primim gol, am dat un autogol în meciul trecut, însă e greu. Cât de important e vibe-ul ăsta venit din tribune? Da, cum am spus și mai înainte, suporterii sunt incredibili, ne împing de la spate și cu siguranță fiecare echipe va fi greu să ia punct de aici sau să marcheze cel maxim un gol, e foarte, foarte greu pentru adversari. Felicitări, Răzvan, și mulțumim! Mulțumesc frumos, seară bună!